Fructul goji este un aliment bogat în antioxidant, se cultivă în zona Chinei și în Europa. Această plantă mai este cunoscută și sub numele de cătină de gard. Fiind bogate în antioxidanți, aceste fructe ajută la îmbunătățirea vederii, mai ales la persoane care au peste 65 de ani. Bine ați revenit la magazinul Remedius! Astăzi vreau să vă vorbesc despre fructele de goji. Aceste fructe sunt originare din China, au o culoare roșiatică și sunt folosite de foarte mult timp în medicina tradițională pentru îmbunătățirea vederii, prevenirea diabetului, a hipertensiunii arteriale, întărirea sistemului imunitar și pentru ameliorarea simptomelor de oboseală. Fructele pot fi consumate gătite sau sub formă de ceai, sucuri ori băuturi medicinale. Se remarcă prin conținutul crescut de antioxidanți. Aceștia reduc oboseala, întăresc capacitatea de protecție a organismului în fața agenților nocivi, scăzând astfel riscul bolilor de cancer. Complexul de vitamina B din goji au efect benefic asupra sănătății cardiovasculare, ferindu-vă de palpitații, aritmii cardiace sau hipertensiune arterială. Sunt o sursă importantă de antioxidanți care încetinesc îmbătrânirea pielii și scad colesterolul rău. Previn degradarea vederii datorită conținutului bogat de beta-caroten, luteină și vitamina A. Sunt bune pentru persoanele anemice deoarece au un conținut ridicat de fibre și fier. Cresc imunitatea deoarece au multe polizaharide. Ajută sistemul endocrin reglând nivelul hormonal. Întăresc oasele și ligamentele datorită conținutului ridicat de minerale și calciu. Goji, la fel, sunt foarte bune pentru ten. Ele fortifică procesele de apărare a pielii împotriva radicalilor liberi și curăță în profuzime porii. În plus, aceste fructe sunt o sursă bogată de fibre, ajută în procesele de detoxifiere, având doar 100 de calorii și asta înseamnă că o porție de goji este un aliat de nădejde în curele de slăbire pentru doamne și domnișoare și pentru domni care au nevoie. La noi la magazin au venit persoane care au spus că într-adevăr fructele și-au făcut efectul și au slăbit în câteva săptămâni kilograme bune. Acum depinde și de organism și de cum reacționează la aceste fructe, pentru că nu toate organismele sunt la fel, dar având în vedere că rezultatele au fost pozitive, sperăm să vă bucurați de efectele și beneficiile acestor fructe.